Toată țara a fost în alertă în acest weekend. Ninsorile și troienele de zăpadă au izolat mai multe localități din România. Cu greu, drumarii au reușit să facă față. Au fost zile grele și pentru cei care lucrează la Salco Făgăraș. Toți oamenii au fost chemați la serviciu și au fost nevoiți să stea peste program. De asemenea, s-au mobilizat toate utilajele de care dispune societatea pentru dezăpezirea orașului. A fost destul de greu, dar noi credem că am făcut față. Într-adevăr, am lucrat cu efectivul complet și atât de utilaje cât și de personal. Au fost și oamenii au înțeles că este o situație mai deosebită și au venit peste program de acasă. Acum încercăm să susținem încă această curățenie de iarnă, să zic, să dăm zăpada la o parte și cu utilajele care le avem în dotare. Pe timpul zilei de astăzi, pe raza Făgărașului au fost mobilizate două echipaje pe mașinile de dezăpezire, dar și un echipaj care curăță zăpada în spațiile înguste. Făgărășenii sunt rugați ca și ei, la rândul lor, să sprijine acțiunile de dezăpezire ale societății Salco. În perioada aceasta nu mai pot să ne ajute prin a nu-și lăsa mașinile pe care o să abilăm în primul rând, pentru că este destul de greu, pentru că avem utilajele, sunt cu lamă mare și efectiv încurcă foarte tare, iar pe anumite străzi nu pot intra din cauza la mașinile respective parcate neregulamentar. Și pe de altă parte să încercăm să dezvoltăm puțin spiritul civic, să încerce și ei să facă curat cât pot în fața casei, mă rog, ca să nu mai zicem de blocuri, de asociații și așa mai departe. Încercăm și noi să ne dăm tot interesul, dar facem un apel la cetățeni să facă și ei măcar cât pot acolo același lucru. În situația în care întâmpinați o problemă, ați rămas înzăpeziți în oraș, vreun drum vi se pare impracticabil sau vreun trotuar pune în pericol siguranța pietonilor, sunați imediat la numărul 0758-2322-22, dispecera Salco Serv și anunțați problema.